Precuvioși părinți și frații, fiți credincioși, înainte de a scoate spre închinare racla ce poartă părticele din moaștere Sfinților Treierari, Vasile, Grigorie și Ioan, câteva gânduri despre acești trei mari stâlpi ai bisericii noastre. Și aș pune accentul în această zi pe ceea ce i-a unit pe acești trei mari părinții ai bisericii noastre. Mai întâi de toate, toți trei s-au făcut apărători ai dreptei credințe, atât Vasile cel Mare, cât și Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Toți trei au luptat pentru dreapta credință. Nu intrăm în amănunte ca să vedem exact ce au scris fiecare, căci fiecare din acești trei sfinți părinți ai bisericii noastre au avut scrieri deosebite pentru apărarea dreptei credințe, dar și au și explicat dreapta credință. Cum a fost Sfântul Vasile cel Mare, de exemplu, el a tâlcuit Cartea Afacerii și alte rânduieli. Trei volume sunt în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, dedicate, trei volume sunt dedicate Sfântului Vasile cel Mare. Apoi el a lăsat și rânduielile Vieții Monahale, Regulile Mari și Mici. Apoi îndrăzneala pe care a avut-o el înaintea lui Dumnezeu, apărând poporul drept credincios. Apoi Sfântul Grigorie Teologul, cuvântările sale pe care le-a lăsat, cuvântările, cele cinci cuvântări teologice sunt cunoscute, sau cele cinci cuvântări despre Dumnezeu. Când Sfântul Grigorie Teologul a venit ca patriarh al Constantinopolului, în cetatea Constantinopolului era doar o singură biserică ortodoxă. Celelalte toate erau trecute la arianism, la erezia arianismului. Și când a plecat Sfântul Grigorie după câțiva ani, când a plecat o singură biserică, mai era doar în mâinile arienilor. Restul toate trecuseră la dreapta credință. Imnele pe care le-a lăsat Sfântul Grigorie Teologul, de o frumusețe rară, deosebită. Cine se smerește și se silește să citească, și aceasta o spun în mod deosebit pentru monahi, căci aceste imne sunt la îndemâna lor mai mult, se vor hrăni, cine se va face lucrul acesta, se va hrăni cu o frumusețe deosebită a prezenței preasfintei și dumnezeieștii trăimi, a ceea ce este Dumnezeu, iubire nemărginită, iubire fără de sfârșit, frumusețe prea înaltă. Aceasta o va descoperi cel care se va sili să citească scrierile cele adâncele Sfântului Grigorie, imnele Sfântului Grigorie Teologul. Ioan Gură de Aur, apărător al dreptei credințe, a fost inegalabil. Cineva a spus că dacă n-ar fi tâlcuit Ioan Gură de Aur epistolele Sfântului Apostol Pavel, trebuia să mai vină odată Sfântul Pavel ca să ne tâlcuiască epistolele sale. Atât de adânc ce a fost cu cugetarea și cu simțirea. De la el au rămas nenumărate omilii, în jur la 1500, 1470 și vreo 4, dacă nu mă înșel, de omilii au rămas de la Sfântul Ioan Gură de Aur și scrisori tot pe atâtea. Și toate opera lui este, o găsim în colecția Părinți și Scriitori Bisericești. Deci toți trei apărători ai dreptei credințe și propovăduitori ai Cuvântului lui Dumnezeu s-au făcut. Apoi toți trei au apărat unitatea bisericii. S-au străduit enorm de mult
pentru păstrarea unității bisericii, pentru biserica cea ună, sfântă și sobornicească. Toți trei au luptat prin scrierile lor, prin cuvântările lor, prin faptele lor, ca să păstreze pe deplin unitatea bisericii. Până și sărbătoarea aceasta de astăzi, ei au întemeiat-o, toți trei sfinții treierarhi au întemeiat-o, tot din drag, pentru unitatea bisericii. Din drag față de Biserica lui Hristos și din dor față de binele absolut al păstoriților. Și al treilea lucru care unește pe cei pe toți, trei acești mari ierarhi, grija față de păstoriți. Amintesc doar numai un fragment de la Sfântul Ioan Gură de Aur. Tălcuind Sfântul Ioan Gură de Aur, cuvântul arătarea Mântuitorului Hristos după înviere lui Petru, și când tălcuie cuvintele acelea ale Mântuitorului, când Domnul îl întreabă pe Sfântul Apostol Petru, Petre, mă iubești tu pe mine? Și Petru îi răspunde, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Și întreabă și a doua oară și a treia oară. Și comentează Sfântul Ioan Gură de Aur, deci că Domnul știa că Petru îl iubește pe Domnul, dar i-a arătat prin întreita întrebare, i-a arătat lui Petru cât de mult prețuiește Domnul turma sa, căci i-a zis de fiecare dată, păstorește oile mele. Și Părintele Stăniloae are acest cuvânt, comentând întâlnirea aceasta dintre Hristos, Domnul și Petru, nimeni nu poate iubi oile acestui mare păstor dacă mai întâi nu-l iubește pe el, pe Hristos. Și dacă nu le iubește de acum pe oi, cu iubirea lui. Aceștia au fost cei trei mari păstori ai bisericii noastre. L-au iubit pe Domnul și au iubit turma de acum încredințată cu iubirea lui Hristos. Și așa au ajuns stâlpii bisericii, luceferi, și cum ați auzit într-o parcă, cântându-se în mod deosebit, spunându-se pe râurile cele cu miere curgătoare, care a dat pe toată lumea, pe Vasile cel Mare, pe Grigorie, de Dumnezeu Cuvântătorul, și pe Ioan Gură de Aur, să-i lăudăm, căci aceștia Sfintei Treimi, pururea se roagă pentru noi. Iată în acest cuvânt cât de frumos de acum se surprinde dacă ei l-au iubit pe Hristos și turma lui și dincolo pururea se roagă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu prea bunul să ne dea și nouă dor de sfințenie, râvnă într-o păstrarea dreptei credințe și dragoste unei față de alții, și în felul acesta vom fi și noi urmași ai acestor mari păstori și părinți ai bisericii noastre. Amin.